Conducerea de la Kremlin a transmis prin purtătorul de cuvânt Dmitri Pescov că este pregătită să discute cu Statele Unite și cu Papa Francisc despre o soluție care să ducă la pace în Ucraina și citez, suntem pregătiți să discutăm situația din Ucraina cu americanii și cu francezii, dar și cu suveranul pontif, a declarat Dimitri Pescov într-o declarație de presă. Asta după ce președintele francez Emmanuel Macron i-a cerut luni suveranului pontif să discute cu președintele Rusiei Vladimir Putin, cu patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse Kiril și cu președintele a Americii Joe Biden pentru a impulsiona un proces de pace în Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a mai subliniat faptul că Rusia este deschisă la mediere în timp ce Ucraina a interzis printr-un decret al președintelui Zelenski negocierile cu Rusia.